Postul cancelar austriac Sebastian Kurz a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru mărturie falsă. Judecătorii l-au acuzat pe Kurz că a mințit în timpul unei anchete privind rolul său în organizarea unei campanii. Totodată, el a fost audiat cu privire la declarații false în cadrul aceleiași anchete în legătură cu numirea fostului sau apropiat Thomas Schmidt, într-o funcție de conducere. Decizia a fost luată după un lung proces care a durat mai bine de 4 luni și 2, după 12 zile de deliberări. Pe parcursul audierilor, politicianul și-a susținut nevinovăția, afirmând că procurorii și adversarii politici sunt de vină pentru problemele sale.